Antoane, hai că ne faci o poveste din aia, șmecher, Antoane, ne faci poveste, Antoane. Cine a vizualizat profilul meu de TikTok? Auzi aici. Profilul meu de TikTok a fost vizualizat. Ma. Hai cu notificările, am zis că facem like-uri multe, fără notificări. Cine a dat like-uri? Fii atent, mă, bagă ăștia publicități prima oară. Prima oară bagă ăștia publicități. Hai că atingem lucruri sensibile azi. FF, primul. Salut. Ce faci, mă, fratele meu? F-ule, ce faci, frate? Hai să vedem. Cosmine, de unde ai, frate, membru? Cosmine, de unde ai membru? Aute ce membru ai. Băi, Antoane, dar ce ai făcut, frate? Vezi că ai primit cadouri, Cosmine. Într-adevăr, ai fost rău și de aia ai primit niște cadouri, ca să știi. Băi, Antoane, dacă am primit cadouri, lasă că e bine. Viral, te salut, te salut, Virale. Ce faci, frate? Care-i viața cu războiul? Care-i viața cu războiul? Am lipsit jumate de live. Am văzut după și am... Da, frate, da. Băiatul a făcut gesturi frumoase, a dat acolo, îți dai seama că m-am informat după aia, nu ți-a dat ție, adică, cum să spun eu ție. Poate e cineva și zice, păi eu n-am vrut, bă, nebunule, membru de la tine. Dar așa a ales YouTube-ul din chat, știi? Contează gestul la băiat, a fost un gest frumos. Și... Cosmin și cine mai era? Mai era cineva care a luat. Manea, nu știu cum, mai era un băiat, Manea, nu știu cum. Lasă, frate, că e bine. Dr. House, el. A vândut două case, ce a zis? Lasă-mă, frate, împart cu băieți aici. Dacă a vândut două case, fac și eu un gest frumos. Da, foarte frumos din partea lui. Nu am știut că se poate primi așa ceva. Păi nici eu, Cosmine, n-am știut, frate. Nici eu n-am știut. După m-am uitat, am primit ceva e-mail-uri de la YouTube și într-adevăr acolo specifica chestia asta. A băgat o opțiune, să zic așa, știi? A băgat o opțiune și cineva poate să dea cadou la altcineva, să ia un membru sau... Da, e ok. E ok asta. Asta e pentru băieții cu bun simț și, pe bune, e ok asta. N-am mai văzut-o la nimeni, pe bune, n-am mai văzut-o. Probabil e din vreo câteva zile i-a apărut asta. Că eu am primit e-mail-uri și nici n-am fost atent, că primești multe, frate, știi? Hai să ne strângem forța. Antoane, cine zici? Băi, vă zic o poveste. Să vedeți dacă am fost eu la lucru sau n-am fost. Șef de șantier? Nu, băi, Antoane, că nu merge. Cătăline, te salut, frate, te salut. Bă, frate, am văzut mesajul tău pe ăla. Nu l-am ascultat tot pentru că se bloca, frate, aia ce mi-ai trimis-o, tot se bloca. După care am mai multe tentative și am mers, știi? Te salut, Cătăline, frate. Hai să pun și eu ăsta așa. Tehnologia asta se... Da, frate, da. Ai înțeles, Cosmine? Cine știe, mai un pic o să vină cineva, ne dă vreo femeie. Zice, din partea mea, frate. Din partea mea. Lasă-mă că e bun acolo dacă să fac gesturi frumoase. Tehnologia ne uimește. Păi cum? Nu te joci? Nu te joci. Bă, facem o poveste, dar să ne strângem forță. Ce e asta, mă, frate? Facem o poveste, dar să fim... Bun, lumea mai mănâncă acum, mai aleargă, mai... Ce știu ce mai face lumea? Stăm 17 ore, 52 pe live. Poate reușesc să fac o poveste. Când am fost eu la lucru, prima oară. Când am fost la lucru, în 2008. Bă, să vezi ce m-a apucat și de ce am ajuns la lucru. Și să vezi ce muncă am făcut. Exact poza care am pus-o acolo. Șef de șantier, mă, frate. Nu mergea că... Băi, Antoane, dar știi meserie? E, pula. De unde să știu meserie, mă, frate? Aiure. Să vezi ce s-a întâmplat și ce am făcut acolo. Să vezi cum am fost dat afară. Hai să începem povestea. Ei, chiar dacă nu sunt în forță, dar asta e. Într-adevăr, mulți nu dau notificările alea, n-au dat clopoțel acolo, cu rapoartele care au fost pe canal. Ei,
desmembrat canalul, dar suntem oameni frumoși, așa că nu ne interesează. Stai așa să fac eu aici. Stai să nu fac. Să dă și acolo. Aiure. Să înceapă așa încet. Presim că mor de râs iar, zice. Băi, Cosmin. Bă, cât ai fi tu de lepră, de om, mă refer la mine, nu la tine, îți dai seama, că eu respect pe toată lumea. Bre, pune link-ul pentru membru. Păi, Cătăline, dacă ai iPhone din ăla șmecher, eu nu am link. Membru ți-l iei de la dolar, frate, de acolo, dai pe dolarel. Care membru? Care link? Că nu știu. Să mor eu dacă știu. Serios, nu știu, Cătălin. Da, n-am pus ăla, dar poți să ți-l iei de la zi, de la dolar, acolo apare abonament, nu e niciun fel de problemă. Chiar niciun fel de problemă, dar n-am pus ăla. Bă, am făcut eu numai ravagii. Bă, Elena e bine de ravagii, eu fac mereu ravagii. Băi, cât ai fi de lepră de om, tot vrei tu să te reabilitezi într-un fel sau altul și să te duci măcar o zi la lucru, să vezi măcar cum e. Bă, eu m-am dus vreo 10 zile. Am luat și bani, dar stai să vezi cum m-am dus. Bă, eram până în 2008. 2009. Băi, dar nu stă ăsta, mă, frate. Stai să pun ăsta așa. Vezi tu, dacă nu te pregătești așa din timp, eu dau drumul la live imediat, mă. Eram până în 2008. Bă, găsisem și eu o fată de pe la Vâlcea. Bă, serioasă ea. Bă, trăgea să mă scoată din infracționalitate tare de tot. Stai să vedem. Da, frate, ăla-i link-ul. Nu link-ul, ăla e ăla de zi. Păi nu merge, frate, dacă ai iPhone, nu merge. Trebuie ca să nu ai iPhone. Eu nu știu, mă, frate, de unde găsesc ăla cu iPhone-ul, cu ne-iPhone-ul, nu știu. Habar n-am, el a mai cerut un băiat, dar nu știu. Bă, haideți, mă, cu like-uri forță că facem povestea sensibilă, domnule. De ce am zis sensibilă? Că e de muncă. Băi, Antoan, ai muncit și tu? A muncit să mori. Dar ce ai făcut? Maestru! Băi, știi ce înseamnă maestru? Maestru! Așa am încărcat pereții. Stai să vezi. De salut, Marian. Hai să vezi, așa am încărcat pereții. Bă, eram pe 2008. Bă, acum îmi găsisem și eu o fată, zic, gata, mă, mă pun la casa mea, mă însor. Te salut, Dobricane. Te salut, frate. Mă pun și eu la casa mea, îmi văd de treaba mea, mă reabilitez. Bă, fata aia trăgea oarecum cu mine, zice, băi, Antoane, calmează-te, bă, frate, că nu-ți bune astea. Ziceai că mă... Bă, frate, dă mesaj Mariane pe ăla. De ce scrie aici? Să mor eu, de ce scrie? Dă-mi pe ăla frumos mesaj, dacă vezi că fac o poveste, să mor eu, e urât. Scrii mereu din alea, ai numărul meu, sună-mă pe număr, ești nebun și tu. Sau scrii, hai că scrii, nu mai zi-mă nimic, hai că scrii, scrii-mă, Marian. Scrii-mă, stai liniștit, scrii. Ții, frate, hai să vorbim. Cătălin, dacă era... Da, frate, dacă ești pe iPhone, știi? Zic, frate, vrei să te sun acum? Te sun acum să mor eu, dacă... Dar după aia nu zici, băi, Antoane, m-ai băgat pe live. Am o combinație, Antoane. Nici nu mă interesează, Dobricane. Te rog eu frumos, nici nu mă mai interesează combinații cu nimeni. Cu absolut nimeni. Nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează combinații. Băi, eram... Deci, găsisem o fată, într-adevăr, mai mare ca mine. Știi? Ia uite, mă, s-a blocat și chat-ul. Găsisem o fată mai mare ca mine. Bă, într-adevăr, ai văzut, când ești nebun, nu prea le convine. La familie nu prea le convine că ai prietenă, că ai nevastă, că ai amantă, că ce ai avea tu. Nu prea le convine, mă înțelegi? Tot intră garda, tot nu intră garda, tot agitații, tot fapte, tot percheziții, tot vine lumea la ușă. Tot ai din astea, știi ce zic?
Acum femeia ce a zis? Lasă-mă că îl pun eu pe drumul cel bun. A zis, băi, Antoane, am avut consiliu de ăla de familie acasă. Băi, Antoane, te rog eu frumos, nu mai fost prostit. Angajează-te și tu, fii și tu om normal, du-te la lucru, lasă-le dracu de combinații, că ne-am săturat. Familia, într-un fel sau altul, aproba, zice el. Are dreptate fata. Băi, avea umbla la creier, într-un fel, zic, băi, să nu super familia, să nu super părinții. O, mi-ar dea mie de ea, zic sincer, băi, pe mine chiar nu mi-ar dea mie de ea. Gata, măi, zic, gata, fă, mă angajez. Zice, da, am reușit, gata, mă angajez, ascultă-mă ce spun eu. Iancu a plecat în luna de mere, a plecat Iancu Adriane, a plecat, să plimbă numai cu iahtul acum. Zic, gata, mă angajez. Bă, acum ies afară, mă, frate. Când ies afară, îl sun pe un prieten de-a meu de pe la Focșani. Salut, frate, salut. Bă, ăla era prietenul meu, dar el cum era? Mai făcea și el anumite, făcea fapte și pe bune, băiatul, dar mai și muncea. Deci nu era doar cu faptele. El când era de muncă era de lucru, când era să meargă la fapte, dar doar cu mine. Nu mergea cu altul, doar cu mine. Că avea el încredere în mine și tot așa, înțelegi? Ia uite, mă, îmi vine mesaj de la știri și de la una și de la alta. Nebuni. Tot felul de nebuni îmi vine știri. Cred că pune la știri care a venit la mine aici. Acum ce crezi? Îl sun pe prietenul ăla meu de la Focșani și zic, ce faci, mă, frate? Bă, ce să fac? Uite, am fost să văd o lucrare cu cineva, zice, vreau să încep lucru, ai vreo faptă ceva, zice el mie. Zic, nu am, mă, frate, de unde dracu faptă, dar hai să vorbim. Băi, mă găsesc cu băiatul, ce zici? Băi, fii atent, am vorbit cu un român, îi pocăit românul, zice, dar e un băiat super ok, frate. Da? Și ce-ai vorbit? Zice, băi, a luat o lucrare și mă duc să-i fac acolo lucrare. Ce are de făcut? Zice, te încuie. Și zic, păi și pe mine nu mă iei, mă, frate. Bine ai venit, Cătălin, huțu. A, nu spuneai hoțu. Bine ai venit cu țipla. Lasă, frate, că ții prin mână, încet, încet. Ai găsit, ai văzut? Am găsit Antoane Lincu, am schimbat telefonul. Hai că-i țipla bună, frate. Bă, că am supărat, știi de ce sunt supărat? De aia zic, bă, mesă, nu mesă. De cineva care e foarte, foarte apropiat, mi-a avut ceva probleme azi, exact cu țipla, să moară ce mai scump e, dacă vă minte, exact cu țipla și supărat așa într-un fel, dar niciun fel de problemă. Exact, zice, bravo, schimbă cu... Lasă, frate, că băiatul se descurcă. Bine ai venit, frate, aici cu noi. Lasă, că dacă îți trebuie vreo femeie, nu-i problemă. Găsim-le. Băi, Antoane, vreau o femeie să tragă bine pe țiplă. Niciun fel de problemă. Bă, acum ce zice băiatul? Zice, băi, mă duc să fac tencuieri. Mă duc să fac tencuieri. Zic, păi, dar tu știi, mă, să faci tencuieri. Zice, nu, frate, dar mă duc din ăla, Sarah Hall, din ăla, văd eu. El mai lucra, mă, pe șantiere, știi? Mai lucra pe șantiere și zice, mă, descurc eu, stai liniște. Bine, frate. Eu ce zic? Zic, bă, dar n-are nevoie. Eu aveam în cap ce am vorbit acasă, că gata, mă angajez, că sunt băiat cu minte, că îmi văd de treaba mea. Bă, ia iurea, mă, minciuni, de unde, dracu? Bă, iurea, vroiam eu să-mi caut de lucru, dar mi-a venit aia în cap, înțelegi? Acum ce-i zic? Eu le-am zis acasă, da, da, lasă că mă duc, că caut. Bă, eu îi zic lui ăla, mă, băi, vezi tu, seara, noaptea, ești cel mai cum trebuie. Eu am prins light-uri, te duci într-un club, într-un light, ești cel mai mare mafiot acolo înăuntru. Când ești afară, te uiți, zici, bă, da, am țigări. Și am stat cu genul ăla de oameni. Cele mai mari jafuri la cluburi le auzi noaptea. Când ești afară, te uiți, zici, bă, dar n-am niciun ban, bă, ești nebun. Așa și eu în casă când eram. Da, da, mă angajez, fac drept. Eu acum mai zic lui ăsta, zic, bă, dar fii atent. Merg și eu, are nevoie, ia sună-l pe românul. Zice, băi, Florin, tu vorbești serios? Ăla mă știa că eu eram lepră, că nu-mi plăcea munca. Da, bă, ești nebun. Și zice, ca ce mergi? Băi, tu mă jihnești pe mine, i-a zis. Ca maestru, mă, ca ce dracu vrei să merg? Eu cred că îți fac eu ții Sarahole, i-a zis. Maestru, mă, băiat. Ăla s-a uitat la mine. Păi, ai mai lucrat? Da, m-a mai lucrat. Băi, i-a zis lui ăla că am lucrat, că am făcut. Bă, ăla mă știa pe mine că n-am mai lucrat, înțelegi? Te zice, dă-l, mă, dracu, e nebun omul, mă, frate. L-a sunat pe român. Hai să ne găsim.
Bă, ne găsim cu românul, frate. Dar când? A doua zi, nu atunci seara. A doua zi mă sună ăsta. Băi, hai că vine Beniamin, îl chema pe ăla. Hai că vine Beniamin ăla să ne găsim cu el. Bine, frate. Lasă să vin. Te salut, frate, te salut. Băieți, vă lasă două, trei ore, iau un loc. Te salut, Cătăline, te salut, frate. Stai liniștit, frate, nu-i stres. Fă-ți treaba, frate. Cătăline, un băiat super ok. Bă, acum ce zic? Zic, băi, fii atent, bagă-mă și pe mine acolo. Băi, el l-a sunat pe ăla. A doua zi m-a sunat, zice, băi, Florin, hai să ne găsim cu omul. Zic, care omă? Băi, eu deja mă gândeam la vreo combinație. Eu am uitat, bă, ce am vorbit seara cu ăla, mă, frate, că vroiam eu de lucru. Băi, eu am uitat, pe bune am uitat. Cu munca, mă, frate. A, da, acum când m-a sunat, eu eram în mașină cu asta, mă, frate, cu prietena mea de la vremea respectivă. Bă, ce era să-i zic la om, băi, nu mă duc. A, mă, că vin. Bun, mă, vin-o la barul cu tare. Gata, frate. Băi, când a venit românul, ăsta, Beniamin ăla, când a venit, bă, Beniamin cred că îl chema. Dar îl sun pe live, să mor eu dacă nu îl sun pe prietenul ăsta pe live și îl întreb. Ia stai, mă, că chiar îl sun, să mor eu. Când mie să nu greșesc, dacă zic Beniamin, mi se pare un nume prea ciudat, frate, Beniamin ăsta. Asta e nebun care îl sun eu acum, e nebun, e dement. Stai să... Băi, frate, ia ascultă. Că fac live aici. Ia ascultă. Cum îl cheamă pe românul ăla care am fost atunci la lucru cu el ăla pocăit? Beniamin? Hai, că zic povestea aia când i-am încărcat tot la ăla. Hai, ciao. Bun, ciao. Bă, acum Beniamin, mă. E adevărat, Beniamin, ce n-ai, bă? O numim, mă, frate. Eu ce zic e adevărat, ai văzut? Bun, s-a întâmplat din mult și mă gândeam când scapă numele. Beniamin. A venit ăsta, frate, a venit cu un Ford Transit din ăla. Băi, mașină de șantier, dubă din aia, înțelegi, cu remorc. A venit omul la discuții cu mine. Eu m-am dus să avea mașină. Ce mașină aveam? Aveam un Peugeot 407, băi, era nouă mașina. Nouă, nouță. M-am dus la discuții cu omul. Salut, frate, salut. Ăla mă întreabă, băi, frățiorul meu, ce știi să faci? Zic, cum ai întrebat? Ia mai zi o dată. Ce știu să fac? Maestru, bă, băiatul. Zice, perfect, de tine aveam nevoie. Maestru, bă, ăla s-a uitat prietenul ăsta la mine. Zice, bă, ia uzi, bă, maestru face ăsta. Bă, s-a uitat ăla la mine, ca și cum merg eu cu tine acum și tu știi că eu nu fac maestru. Dar zici, lasă-mă, nebunia lui, eu știu ce-o zice, ce-o face, poate a făcut vreodată, nu știu eu, înțelegi? M-a lăsat în pace la într-un fel sau altul. Acum mă întreabă la, bă, ce știi să faci? Maestru, frate, bun, cât vrei pe zi? Băi, eu bani înainte, vorbeam cu omul. Băi, eu îți vorbesc de 2009. Eu îi zic, băi, 85 de euro mi îi dai pe zi. Pe mine nu mă interesează. Băi, eu îi zic cu speranța că nu mă ia. Ăla zice, perfect. Când poți să începi? Bă, ca să înțelegi tu, asta am vorbit. Am vorbit într-o sâmbătă sau duminică și de luni urma să plec la lucru. Frate, pe la Tivoli luase el o lucrare pe la Tivoli, băiatul ăsta. Sarahol aveam acum, era prietenul ăsta meu care l-a sunat acum, deci aveam Sarahol. Niciun fel de problemă, trebuia să o demonstrez eu dacă era maestru bun sau nu era maestru bun. Ma! Gata, frate, la când vin? La ce oră plecăm? Bă, mi-a zis ăla, la 5:30. Bă, dar nu vrei să plecăm acum la 1 noaptea? Ce dracu mai plecăm la 5:30? Plecăm acum la 1 noaptea, dă o dracu de lucrare. Bă, îți dai seama, mă, te trezești la 5:30. Nu-i ușor, ce dracu, e ușor? Nu-i ușor deloc. Te salut, Florin Turcu. Nu-i ușor, frate, să te trezești dimineața dacă nu ești învățat. Te salut, Florin. Mă trezesc luni la muncă, frate. Zic, gata, mă, îmi iau inima în dinți. Băi, m-a încertat cu tot anturajul meu. Sunau ăștia de nebun. Antoane, Antoane, vorba vine, zicea Florin mie. Florine, Florine, nici nu mai vreau să aud din voi. Hoților, nenorociților, nici nu mă mai interesează să aud din voi. Bă, a luat ăsta razna, băi, nu le vinea să creadă. Nu mă interesează, eu de mâine cu băiatul de la Focșani mă duc la muncă, ca să știi. Și cu Beniamin, românașul nostru. Are dubă din aia șmecheră,
eu plec la lucru. Băi, nu, pe bune, m-am certat cu toți. Nu mă mai interesează treaba. Vreau doar la muncă om cinstit să-mi întrețin familia. Băi, parerea mă de om. Băi, m-am dus la muncă, mă frate. M-am dus la muncă dimineață. M-am trezit dimineață. Băi, mi-a plăcut chestia aia dimineață, să vezi de ce mi-a plăcut. M-am trezit eu prima zi. Era prima zi, trebuia să o demonstrez, mă, dacă era maestru sau nu. Ești nebun, e ca și cum tu spui că știi să conduci tirul și eu spun, bine frate, vino mâine că trebuie să conduci tirul. Și tu poate n-ai nici permis, n-ai nici B-ul. Cum dracu mergi tu cu tirul? Eu nici nu știu să plec cu tirul după loc, vrei să te mit? Așa eram eu atunci. Acum ce crezi că am făcut? Băi, numai membri suntem aici, nu-i unul care, hai să zici, Antoane, dar pe membri. N-am dat, frate, dar toată lumea are membru. Asta înseamnă să fii lumea selectivă și frumoasă, frate, cum trebuie. Bă, bune. Care face fapte, care nu face fapte și tot așa. Dar să vedeți cu munca unde ajung. Bă, frate, mă duc dimineața la 5, mă urc în duba aia acolo. Bă, o seriozitate în duba aia, mă, frate, de... FF, tu ai rămas, ai rămas. Nici magazine n-ai, să mor eu. Vrei să faci tu ceva, dar nu știu unde să te duci. Ești dezorientat, te plimbi în parcare. Eu știu cum ești. Eu sunt sărac. Septimiu, te salut, frate. Lasă-mă, frate, doar băieții care își permit. Cu speranța că cineva vă mai dă un cadou. Mai dă un cadou la altcineva și tot așa. Am făcut unul, dar... A, tu ai rămas la nuntă, dobricare, pune darul acolo, tată. Tu ai rămas la nuntă. Ba, acum ce crezi? Când m-am urcat în duba aia dimineață, bă, nu prea mi-a plăcut. Era o liniște așa, o monotonie din aia. Eu cu activ, salut frate, ce zici? Bă, din ce mergeam mai înainte, din ce mă preocupam mai tare, zic. Bă, când mă pun ăsta la treabă pentru 85 de euro aia și vede că eu nu știu să fac nimic. Ești nebun, trebuia să fac tencuie. Bă, pe la jumatea drumului i-au oprit la un bar. Bă, chestia aia mi-a plăcut cu barul, zic sincer. Hai să zic, Anton. Bă, mi-a plăcut chestia aia cu barul și zic de ce. Cafea, corn din ăla dimineața, ai fumat o țigară, nu stres, nu din ălea, hai frate, încet, înțelegi? Bă, zic, stai că e bine. Când am ajuns la Tivoli, bă, pe la Tivoli era lucrarea, șantierul respectiv, a oprit la alt bar, altă cafea, alt corn. Cine crezi că plătea? Patronul român, Benjamin, plătea băiat. Noi mâncam și beam cafea și fumam țigară în față la bar. Zic, auzi, bă, ce bine. Bă, s-a făcut 8 jumate, noi nu mai plecam de la bani. Zic, bă, ăștia, asta e firmă serioasă, domnule. Bă, asta lipsea mie, firma serioasă, nu te duci și tu în șantier. Bă, dacă era nebunul ăla care l-a sunat, acum știi cât râdeați. Dacă l-auzi pe ăla cum povestește, eu n-am talent la povestită, l-are. Bă, acum a venit momentul să ajungem în șantier. Stai să vezi șantierul. Bă, o vilă mare, înăuntru era o vilă mare. Era locuibilă casa, era terminată. Eu am zis, unii lucrarea, frate. Am zis, păi nu aici, stai că e partea stălantă, au mai lungit și au mai făcut, cum să spun eu ție, un apartament, frate, și trebuia tencuit apartamentul respectiv. Și cine trebuia să-l tencuiască? Eu, Anton Florin Vlog, trebuia să iau mistriile în mână. Zice, bă, schimbați-vă acolo, bă, da, eu m-am făcut că mă mai plimbam pe acolo, pe înăuntru. Zic, hai, poate trece timpul să faci 10-11, pe la 12 mâncăm și noi frumos cum trebuie, știi ce zic? Am început să mă mai plimb pe acolo, pe șantier. Bă, românul ăla nu era stres, bă, un băiat super ok, bă, super ok era românul. Acum am ajuns la ceartă și cu ăla. Bă, stai să vezi. Tu dă like-uri acolo că e forță. Bă, acum m-am plimbat eu cât m-am plimbat. A trebuit să ne schimbăm. Prietenul ăsta meu, gata, ăla s-a echipat. Bă, ăla era Sarahol. El căra una, alta, ai înțeles cum zic ăștia pe aici, manual de ăla. La noi se zice Sarahol. Încet, încet vedem cine era șeful de betoniere. Zice, băi, nu? Băi, Adriane, păi ascult, păi șeful, ascultă pe la capă. Băi, eu nu eram șef, eu nici nu știam.
Gata, frate, hai să-i dăm, să-i dăm bici. Păi eu m-am schimbat, ăla s-a schimbat rapid, a început să ia din ălea, zis, să le arunci pe acolo, să facă el, adică, băi, eu m-am uitat pe ăsta. Ăsta de la Focșan, prietenul ăsta meu, Salahor. Alexandru, Salahor. Bă, Salahor, bă, am zis greșit? Alexandru Sandu. Holong. Bă, frate, manual din ăla. Bă, la început când s-a schimbat, a început să arunce, frate, cu scânduri din ălea pe acolo, gen, el făcea curat, era activ, mă înțelegi, el îi plăcea munca și el. Bă, eu m-am uitat la el așa, zic, bă, zic, ia uite-l, mă, pe ăsta ce tupe oare să moară familia. Eu mă gândesc la mesajul lui Dobrican, încet, încet, vedem cine a fost șeful din betonier. Zic, eu nici nu știu de unde să încep să mor dacă vă mint, dacă știu de unde să încep. Ăla vine la mine, patronul român. Băi, eu n-aveam treabă cu italianul, pe mine românul mă plătea. Eu ce făceam, ce zicea românul, n-aveam treabă cu altcineva. Dar acolo era o casă, deci era o vilă, era locuibilă și totodată ei au făcut un apartament legat de vila aia, că intrai din una în alta, în fine, era legătoria lui dracu acolo, mă. Băi, frate, vine românul la mine, zice, băi, Florin, fii atent, începi să faci fașile dintr-o parte și, da, frate, lasă. Băi, mă duc să-mi iau un tricou, să mor, am transpirat. Băi, revin, îmi cer scuze o secundă, băi, revin. Revin că nu mai am transpirat, frate, ce drag. Stai, mă, mi-au tricou, mă, frate. Nu mă simt bine cu aia, zic. Băi, Antoane, când ai lăsat singur, uite, așa l-a lăsat și pe nebunul ăla acolo. Așa l-a lăsat și pe ăla. Bă, frate, acum ce zice ăla? Bă, începi și tu fașele dintr-o cameră, nu știu care, zicea să fac fași. Ce? E ca și cum ți-aș spune eu acum, bă, bagă cu spatele cu tirul și descarcă la rampa 4 și tu n-ai permis. Băi, la fel. Gata, frate, stai liniștit. Bă, eu mă uitam pe român, zic, bă, dar nu mai pleacă ăsta, o să mă rog familia, că eu îi zic că l-am ajutat pe ăsta. Eu îi zic că l-am ajutat pe ăsta la, nu mai pleacă și el. Eu acum îl întreb pe român, bă, dar ăsta stă pe șantier toată ziua. La ce zice? Da, frate, mai are zile când stă pe șantier, zice, nu știu, eu am mai lucrat cu el mai de mult, acum și la mine prima zi. El mai lucra să știi cu el și zic, bă, dar nu mai pleacă ăsta. Zice, nu, frate, stai. Bă, să moră dacă te... Bă, la ce vine și zice? Bă, zice, pregătește mașina de tencuit, îmi zice mie. Eu aveam sarahol, pe mine nu mă interesa, mă, eu eram maestru acolo. Eu îi zic la român, la ăsta, la român. Eram trei români, frate, îi zic la ăsta de la Focșa, la prietenul meu. Băi, Michi, îi zice lui ăsta. Michi, pregătește mașina de tencuit, te rog eu frumos că îi dau drumul pe treabă. Bă, ăla de două mișcări și a pregătit-o. Dar ce zice? Bă, zice, hai la dubă, haideți să mergem la dubă să luăm de acolo motorul. Bă, când am văzut motorul ăla, i-am zis, bă, să moară familia mea, tu m-ai adus la moară sau m-ai adus la tencuit aici? Nu, frate, că ăsta e motorul, că bă, a făcut ăla să moară familia. Le-a asamblat foarte rapid. Băi, mașina aia de tencuit e aia care am pus poză la profil. Aia va rămâne, cred. Toți trei paraleli. Bă, eram terminat, frate. Bă, ăla știa să lucreze, românul, ăla care era patronul, cum ar veni. Dar el mi-a zis asta, vezi, eu am uitat să zic, el a zis când am vorbit cu el, zice, băi, eu fac absolut orice, dar nu fac tem cu el, frate. Hai, mă, frate, liniștit, nu știe că eu sunt pe zonă, ce dracu, ai apelat exact. Ai apelat exact unde trebuie. Băi, familia mea, fericită, mă, sărea în sus, a plecat nebunul la muncă, să moară familia, zicea, a plecat la muncă.
cei mai fericiți, cred că se luau brațul unul pe altul. Zice, gata, l-am pus pe drumul cel bun. Băi, eu n-aveam nicio gară cu tencuitul. De unde mă dracu să știu eu tencuit? Bă, asamblată la mașină. A întins tuburi pe acolo. Băi, la fel ca aia, care am căutat-o eu pe internet, pe acolo. Artizian, maestru Anton Vlog. Eu eram frate. A întins ăla pe acolo, de la mașina aia, tuburi, dragi, gata, Florine. Bă, faci, pune material în aia, dă drumul la apă, pornește motorul, bam, faci material. Bă, zic, eu te-al dracu, mă, să moară familia. Eu credeam că materialul făceam din aia, mă, la mână. A început să sară numai material pe furtunul ăla. Zic, moară familia, asta punea în găleț. Bă, la ce? A, nu, în roabă, punea în roabă. Zic, bă, la ce pui tu în roabă? Zice, păi cu asta tu faci fașine. Ia uzi, al dracu, dar de unde știi tu ăsta? Bă, dar de unde știi tu treaba asta că fac eu fașine? Băi, Florin, zice, dar nu cu asta faci fașine. Da, frate? Bă, tu-ți dai seama, bă, povestea poate mai scapă multe. Bă, dar tu-ți dai seama, mă vezi pe bune. Deci eram acolo, mă, frate, eu îl sun pe om. Dacă mă supără, îl sun și povestește el, mai povestesc. Bă, omul, ce crezi? Îi zic, băi, frate, vezi, nu, roaba, nu, mă, pui, ești sarahol, frate, manual de ăla, iei aia și o duci în ultima cameră. Zice, acolo ți-o duc, de acolo începi să faci tu fașine. Bă, mă gândeam, zic, ce drag de fașine să moară familia? Îi zici, bă, Antoane, intrai pe internet. Băi, n-aveai, mă, telefon cu internet, cu... n-aveam, ești nebun, n-aveam. Zic, bă, du roaba acolo. Bă, o bagă nebunul roaba pe acolo, zice, uite, mai mi-aduce niște fașini din alea lujbi, le pune pe acolo. Bă, mai aduce el ceva pe acolo. El trebuia să-ți pregătească ții terenul, să-ți dai tu drumul la șmecherii. Eu să plec, cangi, să mă răfaie, eu să plec din drum, cangi. Eu eram blocat, bă, pe mine. Eu mă uitam, zic, eu mă uitam pe dubalul ăla. Zic, eu te-am dracu, mă, nu mai pleacă ăsta. Să plece și el din șantier. Eu am crezut cu gândul că la ne lasă la lucru, mă, frate, și pleacă. Bă, n-a plecat, vrei să te mit? Și nu că l-a plecat el. Stai să vezi că a venit și patronul ăla mare, care i-a dat lucrarea lui. Atunci îi belea. Bă, n-a durat mult că a venit patronul ăla mare. Eu încă nu m-apucam de treabă deloc. A venit patronul ăla mare, mă, frate, care i-a dat lucrarea la românul ăsta. Ce-o fi zis acolo? Salut, băieți, salut. Ne-a adus și câte o cafea. Eu tare m-am bucurat când am văzut cafeaua. Azi, mamă, să moară familia, ne-a dat cafea, hai că ne mai oprim. Amestecat în cafea acolo, am băut cafea, bă, la cafea merge și o țigară, ne-a lungit cu ăla. Zice, ai dat drumul la șmecherii, băi, n-am dat, acum n-am. Ăsta de la Focșan, prietenul ăsta meu, ce zicea? Băi, Florin, hai mă, dă-i drumul morții, mă, zic, gata, am pregătit tot, dă-i drum. Eu să plec de loc, ne-am. Ce să pleci, mă, frate, dacă nu știi ce să pleci? Băi, băi, să moră dacă nu cred că schimb două tricouri. Ce ai, mă, frate, dacă eu spun, mă, bun. Bă, la un moment dat, am luat eu niște material din ăla, am încercat să-l arunc. Îl aruncam într-o parte, pleca în alta, m-a văzut patronul ăla, frate. M-a văzut patronul ăla care a venit ăla de la șantier, a zis, no, oprește-te, păi nu așa, ce faci? Maestru, mă, ce dracu, cum, ce fac? Îmi fac meseria, mă, băiatule, tu ce vrei să-mi fac? Ăla ce zice? Stai așa, bă, ăla știa, dar îmbrăcat frumos ăla, mă, frate, l-a venit cu mașină, bă, ăla era îmbrăcat frumos. Dar totodată ce crezi că a făcut? Bă, a luat el aia, bistria, a început, bam, 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 a început să fac o fașă, mi-a arătat. Eu mă uitam la ei, hai, dă-i, bă, dă-i. Bă, l-am ținut pe ăla de vorbă, să moară familia, a făcut o cameră de aia. Bă, a făcut o cameră de aia cu fașă de aia. Hai, dă-i, dă-i, pune fașă. A pus fașă de aia, bă, eu mă uitam la ei. Ai înțeles cum să faci? Da, mă, ce dracu, e meseria mea, dar eu făceam altfel, că, bă, ce dracu mă să fac eu pe dracu. Bă, a dat ăla ce a dat, a plecat, mă, frate. Bă, a plecat ăla, mă, frate. Ce-o fi zis? Bă, pe mine nu mă interesează. Eu le-am dat lucrarea dacă nu iese să descurcă. Pe mine nu mă interesează. Bă, m-am uitat eu la el, zic, iau ce bine a făcut ăsta. A dat așa. Bă, am început să mă iau și eu după el. Ăla a plecat. Eu când am început să pun, ăsta de la Focșan zice, dă-i așa, dă-l pula, că și așa nu...
Știi ăsta românul. Păi nu știi românul, dar știi italianul. Lasă că l-a plecat. Hai. Bă, frate, dă-i bătăi, dă-i bătăi. Bă, s-a terminat ziua, am mâncat. Am mâncat, a fost bine, frate. Bă, s-a terminat ziua, mă. Hai să zici, bă, Antoane, ai ajuns la ora 4. Bă, am ajuns la ora 4. Hai să vezi. Am plecat acasă, băi, normal, pe la 4, 4 jumate. Nu știu eu cât era. 4, 4 jumate. Bă, am plecat de la Tivoli acolo. Asta nu prea mi-a mai plăcut, că am ajuns cam târziu acasă, zic sincer. Am ajuns pe la 6, cred că era ceasul. 100 și ceva de kilometri, totuși, de autostradă, cam departe. Dar am ajuns acasă. A doua zi, trebuia să o iei iar de la cap. Băi, noi prima oară mi-a zis ăla românul: băi, nebunule, tu trebuie să faci fașile, după aia te încuiești cu mașina aia. Eu îți fac materialul cu mașina, dar tu faci fașile și după aia te încuiești. Și fașinele acum dracului fac. Uite așa cum le-a făcut ăla. Bă, tu îți dai seama ce a ieșit acolo. Bă, trebuie să știi măsuri, trebuie să pui fir din ăla. Bă, nu ne face iurea, mă, frate. Adică te pricepi, știi, nu? Faci un dezastru, frate. Românul, patronul meu, ăla nu știa, bă, ce făceam eu. Italianul cred că s-a nervat așa de tare că nici nu ăla nu i-a mai fi zis nimic. Dă, vă, bă, dracu, ce-o fiți? Dă, bă, că, bă, pula, plec și pa, la revedere. Italianul ăla care i-a dat lucrarea, el mai avea și alte lucrări. Eu îl cunoșteam pe ăla, era mare ca patron. Bă, îl știam, era din zonă, îl știam pe ăla. Ăla i-a dat apartamentul ăsta, ia, bă, fă el și pa, la revedere. El a stat să se complice cu noi. Mi-a arătat mie acolo cum se face, dacă ai înțeles bine, dacă nu, pa, la revedere. La el vine data și zice: băi, l-ai făcut? Păi nu l-am făcut, că am fost cu Florin. Ei, să fii sănătos, pula bani, gen. Bă, acum ce crezi? Bă, am ajuns seara acasă, a doua zi, iar. Bă, am mai ieșit eu afară. Și să mai ieși, mă? Bă, eram obosit, mă. Am făcut un duș, m-am culcat, zic, ia uite-l dracu, am adormit pe acolo, mai avea puțin, dormeam în baie. A doua zi iau-o iar de la capăt. Bă, uite așa, m-am dus câteva zile, bă, vreo 4-5 zile. Bă, la un moment dat, băi, nu m-am dus 4-5 zile. Bă, s-a repetat asta 10 zile, că mi-aduc aminte că am luat pe 10 zile, am luat banii pe 10 zile. Băi, 10 zile m-am dus așa, la rând. Băi, am terminat, mă, fașinele. Am început să te încuiesc acum, cu aia, cu mașina aia. Ăla băga saj din aia, eu te încuiam. Băi, frate, n-auzi că am încărcat la pereți așa? Cât e așa? 30 de centimetri? Cât e? 50 de centimetri? Cât e, mă, frate, așa? Băi, mult! Băi, am făcut pereți să moară familia. Bă, ăla nu ne vindea, mă, frate, ăla n-avea treabă cu noi. Cum să spun? Bă, ăla nu știa, mă, ce făceam noi. Ravagii să moară familia, ravagii. Stai că am ajuns, am terminat cu te încuitul ăla. Și am ajuns să dăm alb. Băi, frate, când am ajuns să dăm alb, auzi ce face. Bă, ne certăm cu patronul ăsta, mă, frate. Bă, ne certăm cu patronul, cu românul. Ne-a certat, îți dai seama. Cine avea dreptate? El, îți dai seama, că doar nu eu sau ălaltul. Bă, ce dracu, mă, frate, dacă... A, nu, nu mă cert eu. Prietenul ăsta meu de la Focșan se ceartă cu patronul. Eu acum sar și eu cu gura pe ăla. Eu nici nu știam discuția, dar la... Vezi, Doamne, făcea mare revoltă noi acolo. Acum ce zice prietenul ăsta meu? Băi, aveam 10 zile. Băi, început să se dăm cu alb, bă, frate. Tu ai să zici: băi, Antoane, cum ai făcut? Băi, nu știu cum am făcut, cum l-am făcut, dar auzi că i-am încărcat pereți ăla așa, cu tencuială, deam cu mașina aia de 100 de ori. Băga ăla, nu mai e material. Băi, nu mai e material. Alt material, altă încercare. Băi, nebuneai, mă, frate, când băgai, vorba că... Am făcut dezastru, frate. Pagubă, dacă spune, apartamentul ăla, nu știu. Eu aș vrea să-l văd acum cum arată. Cred că a fost refăcutul. Am ajuns să dăm cu oameni. Când ieșeam noi de acolo, știi cum arătam, mă, frate? Din cap până în picioare eram plin de material din ăla. Bă, bă, eram terminat, mă, frate. Mar, maiște. Bun. Bă, acum prietenul ăla meu se ceartă cu ăla. Bă, s-a luat cu el de acolo, ce știu, de la muncile lor. Se ceartă cu românul. Bă, românul, dacă era pocăit, era de treabă. Bă, era de treabă băiatul ăla, zic sincer, era foarte de treabă. Acum mă bag și eu și iau apărarea lui ăla și mă cer și eu cu românul. Acum ăsta ce zice de la Focșan? Bă, fii atent, mi-a dus banii. Bă, era zi de salariu, mă, frate, trebuia să le dea bani, mă, frate. Ei se ceartă dimineață, cum ar veni, și eu intervin și eu în ceartă tot dimineață.
Ăla ce zice? Băi, terminați ăsta aici să faceți salonul. Eram la salon. Avea și mână la tencuit antoare. Băi, ce dracu, avea mașină din aia în mână. Aveai, țineai furtunul ăla, dădeai cu ăla peste tot să moară familia. Atât am încărcat. Țineam cu ăla, mă, frate, am făcut ravaj. Acum ce zice? Băi, terminați salonul. Că uite, bă, făcusem greșeli și ăla erau vizibile, mă, frate, ce făcusem acolo. Și de aia s-au certat și ăla n-a venit la mine să-mi zică și tot așa. Bă, ăsta de la Focșani ce zice? Băi, pe mine nu mă interesează, mie azi mi-aduci bani. Bă, ăla pleacă, mă, frate, dimineață din șantier, te salut, Ionel. Pleacă din șantier și a zis, gata, frate, vă aduc bani. Ne vindem într-o oră, două, cred că am mers la bancă să ne aducă bani. Eu aveam 10 zile cu 85 de euro pe zi. Prietenul meu era Sarahol din ăla. El ce zice? El a zis așa, băi, mie, pe mine nu mă interesează, dar mie îmi dai 50 de euro la zi. Bă, deci noi ne-am certat cu românul. Ăla a plecat la bancă, frate. Eu acum ce crezi că îi zic la... Ce crezi că îi zic la prietenul ăsta meu? Bă, eu mai făceam și fapte cu el, cu prietenul ăsta meu. Eu ce-i zic lui ăsta? Băi, hai să moară familia mea, să intrăm în casă peste aia, să luăm tot de acolo și încărcăm și bapul la plecăm. Ăla ce zice? Gata, frate, hai să facem. Trage mașina că a plecat românul. Băi, nu mai era nimeni acolo. Casa aia era locuibilă, frate. Bă, dar dimineața aia ieșise toți, mă, frate. A dus copiii la școală, că bărbatul o fi plecat la muncă, ce știu eu ce era, inginer, avocat, doctor, nu știu, au plecat toți. Noi am văzut că nu mai era nicio mișcare, nicio mașină. Am spart casa aia acolo, frate. Bă, aia nu aveai tu acces. Tu îți făceai treaba în apartament, nu te duceai în casa mare. Bă, n-am spart casa, rău. A tras mașina cu spatele, am luat de acolo cine a trebuit nouă, am încărcat mașina full. Dar acum ce zic la prietenul meu? Zic, dă mă să-i luăm și sculele, dă la morțile. I-am luat și sculele la românul ăsta, frate. Am încărcat mașina, băi, aveam pe jos de la 407, mare, frate. Am încărcat full, dar i-am luat și sculele. Din sculele respective i-am luat și un... Bă, cum se numește ăla, mă, frate? Ăla care faci material, mă, frate, zi, mă, frate, când scapă mie acum, hai să zici, bă, Antoane, nu știi că ai fost maestru. Bă, ce dracu, mă, din ăla, mă, morții lui. Am luat un din ăla și l-am băgat în portbagaj înăuntru, dar nu numai un din ăla, bă, i-am luat toate sculele care se putea încărca, frate, de afară de mașina aia de tencuit. Bă, ai nebunit cu betoniera, nu betoniera, mă, dă o morție. Bă, i-am luat... Bă, toate sculele, plus din casă de la aia. Bă, deci am spart casa, frate, și era ora... Cât să fi fost? Păi, fii atent, stai că omit o chestie. Băi, băiatul a plecat, ca să înțelegi. Băiatul a plecat la bancă și a venit și ne-a adus banii, frate. Dar asta am omis-o. Îmi cer eu scuze, asta am omis-o. Băi, noi nu luasem nimic până ne-a adus banii. Fii atent, ne-a adusese banii, el a fost plecat la bancă, noi ne-am făcut că facem treabă și a venit să ne aducă banii. Când a venit să ne aducă banii, el ce zice? Bă, noi eram în ceartă cu el, ca și cum aș certa cu tine, domn Bricare, acum. Și ăla ce zice? Bă, fii atent, eu nu-ți dau 50 de euro, îți dau 60, mă, frate. Bă, acum m-am uitat la el, uite, mă, ăsta în ceartă trebuia, ce dracu, mă, e masochist ăla, adică tu-l cerți, îți dă mai mult, dacă nu-l certai, eu nu... Adică, bă, pe bune, nu mă așteptam să-i dea 60. Trebuia să-i dea 50, mai ales că s-a certat. Bă, ne dă bani, frate, și era vorba, mie trebuia să-mi dea cât? 850, 900, ceva de genul, avea 10 zile. Bă, mi-a pus și mie bani, eu nu m-am înțeles cu ăla, cu românul, când am numărat banii, 100 din banii mei, eram banii la român? Și zic, bă, gamea și pula m-a furat pe mine de 100 de euro. Bă, nu mișa mie la calcul, dar banii erau, mă, frate, dar noi zăpăciți, nu ne-a ieșit, frate, la... Malaxor din ăla, frate, bine zici, malaxor. Și de acolo a plecat toată chestia asta. Când ne-a dat banii, mie îmi lipseau 100 de euro. Dar banii mei nu lipsea, frate, erau banii la prietenul meu, mă înțelegi? Deci noi dacă număram cu atenție banii, banii erau, mă, frate. Eu ce am zis? Hai, mă, să-i spargem casă, să-i luăm scule și să-i bag pula în ură și să plecăm. Ăsta ce zice? Gata, frate, hai să facem așa. Bă, așa am făcut, mă, frate. Ăla a plecat. A zis, băi, fii atent, vă dau banii, terminați și ne vedem zi, ne vedem seara. Dar eu ce am făcut? Eu în ziua respectivă
Era vineri, frate, și eu în ziua respectivă eu m-am dus cu mașina, că eu cumpărasem mașină nouă și ce-am zis? Lasă, frate, să merg eu cu mașina, nu mai merg cu Duba, eu mă pun la Duba lor, mă duc cu mașina. Și eu mă mersesem în șantier acolo cu mașina mea personală, dar el vinise cu Duba, mă înțelegi? Ăla a plecat, frate. Mi-a dat bani și a zis, bă, fiți atenți, terminați aici și la 4 jumate plecați. Da, mă, frate, stai liniștit. Bă, nu mi-a ieșit banii, mă, frate, dar greșeala nu era a lui, că băiatul a dat toți banii, era a noastră greșeală. A numărat ăla, aiurea, eu, aiurea, banii mei erau la el și tot așa. Zic, hai, mă, pula mea să-l furăm, dă-l, pula mea să-i luăm tot, îi golim și țapă, pa, la revedere. Bă, i-am încărcat tot, am spart casa pe acolo. Bă, într-adevăr, mai era un Ford Focus, avea patru roți acolo, am vrut să iau și roțile la Ford-ul ăla, dar nu mai încăpea, frate, că am umplut mașina. Bă, mașina, crede-mă ce spun, era plină, full, așa mergeam cu mașina, full. Hai, mă, să plecăm. Pe drum ce am făcut? Prietenul meu îl sună pe ăsta și îi zice, hai, mă, că am terminat. Băi, noi nu făcut semnul, n-am mai făcut nimic, mă, frate. Am așteptat să plece el, n-am mai făcut nimic. Am furat pe acolo, am ne-a dat bani și pa la revedere. Zice, băi, fii atent, am terminat acolo. Zice, am terminat acolo și am plecat. Ăla ce zice? Băi, vezi că și asta, dacă e de mult. Băi, eram în șantier, mă, frate, am încărcat mașina când să plecăm. A sunat prietenul meu și a zis, băi, gata, am terminat, acum plecăm. Ăla ce zice? Băi, ia malaxorul ăla și ne găsim într-un oraș după ce terminam autostrada de mers, când ieșeam după autostradă, ne găsim să-mi dai ăla. Prietenul ăla meu ce zice? Da, mă, lasă că ți-l iau și ne găsim, te sun când ajung acolo. Bine, frate. Bă, fratele meu. Ăla zice, băi, Florin, a zis ăla, zice, deja l-ai pus în mașină, este, da, băi, mașină, dă-l dracu. Zice, da, bă, dar trebuie să-i dăm măcar pe ăla înapoi, cum dracu face? Zic, dă-l, bă, morții lui, hai să plecăm, că era băgat înăuntru, acolo, cu toate alea, mașina plină, hai să plecăm. Și noi plecăm, frate, dar trebuia să ne găsim cu el. Că prietenul meu i-a zis la telefon, băi, fii atent că pe Florin l-ai ars de 100 de euro. La care ăla zice, băi, ești nebun, cum să-l arzi cu 100 de euro? I-am dat banii corect la Florin. Că aia a fost discuția, de aia îl sunase prietenul meu. Și zice, băi, la iarăși 100 de euro. Și zice, băi, fii atent, aduceți banii, veniți cu banii și facem calculul și dacă trebuie să-i dau 100 la Florin, îi dau, dacă nu, nu. Eu zic că n-am greșit, zice băiatul. Gata, frate, perfect. Unde ne găsim? Ei, când termine autostrada, ajungi în orașul cu tare, ne găsim acolo, mă suni. Zice ăla. Bine. Eu mă iau cu ăsta și plec pe drum. Dă-i pe autostradă, frate. Băi, călcați full, mă, frate, cât a încăpută mașină. Full, full, full. Ajungem în orașul respectiv. Ăsta îl sună. Băi, era vorba din bani. Eu geamuri negri pe mașină. Ai să zici, bă, Antoane, îmi da voi fraier. Băi, geamurile negri pe mașină. Într-adevăr, se vedea că era încărcată să murim. Îl sună, băi, unde ne găsim? Că noi ajungem imediat. Zice, băi, la barul cu tare, la Peco cu tare. Gata, frate. Cum ieși de acolo, în dreapta, vezi că e un Peco, e un bar. Gata, mă, acolo ne găsim. Eu bag mașina în parcare, frate, la Peco. Ai să zici, băi, Antoane, dar ce vrei? Băi, eu vreau suta mea, mă, frate, care m-a ars. Cobor în jos. Imediat vine și el. Eu parcasem mașina. Imediat vine și el cu Duba și se parchează la vreo 2-3 mașini de mine. Se parchează. Zice, haideți, mă, fraților, la bar să bem o cafea și vorbim. Bă, ne duce la bar și zic, băi, Benjamin, să mor eu dacă nu. Mai arzi de 100 de euro. Ce dracu, mă, frate? Eu, dita mai maestru, tu mă arzi de 100 de euro. La care ăla zice, băi, ați cheltuit ceva din bani? Ați făcut cu banii ceva? Zic, n-am făcut, mă. Tu ai făcut ceva, îi zice lor. Nu, mă, dați-mă bani în coară. Bă, ia bani. La bani era, mă, frate, la pe masă. Ia bani, îi numără și zice, bă, voi sunteți fraieri pe bune? Zic, nu se moară foame. Păi uite, mă, ia de acolo 100 și dă-l și pune la mine și zice, uite, mă, ăștia-s banii tăi, ăștia-s banii tăi. Că el când i-a dat, i-a dat împreună. Mă înțelegi ce zic? Zice, acolo sunt banii, mă, frate. Ce-ți trebuie? Zice, ție ți-a dat 85 și lui ăla i-a dat 60. Ce-ți trebuie? Păi da, păi sunt banii, mă, frate. Cine v-a luat din bani? Păi da, mă, frate, dar de ce era suta mea la ăla? Păi dacă vi-a dat împreună, a rămas... Nu aș știu voi să-i împărțiți. Bă, ăla a numărat partea lui, eu nu am stat să-i număr, dă-mă bani să ții număr. Eu la banii mei am numărat și zic, bă, aici lipsești 100 de euro. Bun, bec cafeaua, ieșim afară.
Bă, în timp ce ieșim afară, nu crezi că am uitat eu, mă, frate, când eu aveam mașina plină. Bă, am uitat, mă, hai să zici, bă, Antoane, hoț prost. Bă, am uitat, mă, să moară familia mea dacă n-am uitat. Când am ieșit afară, prietenul ăla meu de la Focșani era lângă mine. Ăla ce zice? Bă, eram în spate la mașina mea, stătea de vorbă cu el. Noi încă ne mai certam, adică noi eram, cum să spun eu ție, nu prea mai eram într-un raport bun. Lui ăla nu i-a plăcut, mă, frate, ce i-am făcut acolo. Îți dai seama că lui ăla nu i-a plăcut. Nu i-a stat bine ce i-am făcut noi, dezastru, să încarci peneța așa, să-i faci fel de fel de... A băgat la materiale, dacă trebuia să bagi de 100 de euro, a băgat de 4, ca să înțelegi ca o idee. Acum ce zice? Zice, băi, fii atent, malaxorul ăla, cum zice Ionel. Malaxorul ăla l-ai adus? Eu cum stăteam, cum stau acum așa cum e asta canapeaua, stăteam cu ei de vorbă. Aici era mașina în spatele meu și eu stăteam cu mâna așa pe... Nu, prietenul ăla meu stătea cu mâna așa pe porpagaj și vorbea cu noi. La care eu mă întorc și zic, da frate, și eu mă întorc, s-a păs pe zero, că la Peugeot 407, la zero, deschizi ăsta, porpagajul, mă înțelegi? Se deschide, dacă apeși pe zero, se deschide porpagajul. Știi oamenii, îți dai seama, da? Zic și eu așa, pentru cine nu știi. Eu mă întorc și zic, da mă frate, și apăs pe buton, frate, dar prietenul ăla meu s-a deschis puțin porpagajul, frate, dar prietenul ăla meu cu cotul și-a dat imediat seama de prostia mea. Și face cu mâna, face... Deci ăla când și-a dat seama zice, nu frate, nu l-am adus. Băi, frate, japcă pe față, o mâncață. Ăla s-a uitat, zice, cum dracu mă nu l-ați adus? Dacă era altul, avea zică, băi, ia deschide, mă, dar ce e acolo în porpagaj? Tu vii de la mine, de acasă, de la lucrarea mea, tu ce e acolo în porpagaj? Băi, era mașina full, frate, full, geamuri negri, 100% pe spate, nu în procent, 100%. Negri, frate, nu se vedea mașină și pe față aveam folie. Bă, când am dat ăla cu cotul și a închis și a zis, nu frate, nu l-am adus, bă, atunci mi-am dat seama, zic, mamă, să moară familia mea, ce am vrut să fac, să deschid porpangajul la ăsta, de nu vedea ăsta toate borbașinile și toate sculele. Păi am făcut bani pe ălea care le-am luat, ești nebun că am luat, bă, tu n-auzi că i-am curățat șantierul, bă, frate, și din casă de la ea luasă altele mai valoroase și tot așa. Băi, frate, ăsta ce zice? Nu l-am adus și închide ăsta, porpagașul. Ma, hai frate să plecăm. Băi, ăla n-a avut, frate, n-a avut niciun instinct, n-a avut nimic, zic sincer. Bă, nimic n-a avut. Bă, ăla a plecat, noi ne-am urcat în mașină, am plecat. Ăla zice imediat, băi, Florin, ce dracu mai vrut să-i dai ăla lui la mătuie și nebun la cap, deschidei porpagașul, era furt. Zic, bă, să mă apula oboseală și cu din alea, băi, nu mi-am dat seama, vrei să te vii, nu mi-am dat seama. Bă, tu ești nebun, îi deschideai porpagajul ăla, erau toate sculele, toate alea, erau porpagaj acolo. Bă, mare porpagajul la Peugeot ăla. Erau toate acolo înăutru și altele și altele. Tu îți dai seama ce dădea de dracu, ne chema ăla, garda ne chema. Bă, de unde să dau? Bă, am plecat. Am dat noi alea rapid, am luat bani frumoși și zic sincer, am luat bani frumoși, păi n-am luat pe zile cât am luat acolo, băi, bani frumoși am luat. Acum a sunat frate ăla, despre ce e vorba aici, Iancule, te salut, despre muncă, frate, că am fost la muncă. Băi, a sunat ăla, băi, malaxorul, băi, bormașinile, băi, mai aveam puțin și luam și aia de tencuit, bă, mașina de tencuit. Hai, mă, unde s-o bași pe aia mașină, îți trebuie dubă de aia, cum dracu să o iei? Doar... Eu eram în stare să o leg cu furia, mă, frate, să o iau după mine, ești nebun. A ajuns Iancu de la luna de mere direct la betoniere, cum a zis Dobricanu. Hai, că încet, încet, vedem cine-i șeful la betoniere. Bă, Dobricanu, eu nu sunt, dar tu cred că ești. Bă, acum ce crezi? Suna ăla, băi frate, băi vă fac belea, bă să mor eu dacă nu merg la gardă, băi ați luat tot, băi dar ați spart și casa, băi ați intrat acolo, băi am văzut ăia, bă frate, casa nefăcută, neterminată, în interior, nu eram afară, eram în interior, casa e neterminată, ailantă casă spartă, lucruri dispărute, ăla nu mai avea sculi, băi nu mai avea nimic, bă frate, tu ți-ai seama că... Băi, eu n-am mai ținut mașină nouă, fiind, eu n-am mai ținut cont că era nouă. Banchetele erau pline, până sus era mașina. Băi, tu l-au auzit încărcată, full. Bă, suna ăla în continuă, mă, frate. Cât trebuie, fii atent, ascultă-mă ce spun. Lasă-o, dracu, că mă enervez și te-o și bate pe la urmă. Băi, mare ăla.
Băi, fii atent ce spun. Îți dau malaxorul ăla că sunt eu băiat așa cum trebuie. Păi da, zici, păi șelelante, nu o să mai dau, îți dau doar malaxorul ăla și du-te dracu, vezi de treaba ta că ți-ai bătut jos din noi, nenorocitule. Ne-ai ținut fără acte la muncă să vezi plângerii din aia ce ții. Bă, auzit ăla, gata frate, zice, dă măcar malaxorul. Bă, nu m-am găsit cu ăla, i-a dat ăla, bă. Bă, Iancule, zi mă, traparul, mă, cum bă, mai zice Antoane, a uitat pe românește. Păi dacă nu știu, dă-l dracu, trapă-n-o ăla, cum, bastatorul ăla, cum îi zice? Malaxor sau Ionel m-a luat la mișto și eu ce știi ce zic? Malaxor, dă malaxor, dă malaxor. Malaxor, al dracu din malaxor, am nebunit cu malaxor. Ia dat ăla, ia mă frate, malaxorul și robotul, auzi ce, auzi ce vroia ăla, robotul. A, ăla l-am vândut, mă, dă-l dracu. Ăla l-am vândut, mă, dă-l dracu. Bă, și uite cum a rămas eu șomer să moară familia, a rămas șomer. Mi-a făcut ăla zi. Atâta capul mi-a făcut ăla. Antoare, că nu-i frumos, că ați venit, că ați făcut. Da, mă, dar de ce ai greșit suta? Bă, că suta l-am greșit-o eu, că eu v-am dat banii. Dar dacă voi n-ați știut, bă, l-a dat banii și a zis așa, bă, ții, nu-ți dau 50, îți dau 60 și ții 85. Cum l-am prostit pe ăla, nu știu, zic sincer. Nu mă întreba, bă, Antoare, dar, bă, dacă nu crezi, sun pe 8 și ai să vezi că ia pe bune. Ai văzut, l-am sunat. Îl sun și confirmă, da? După aia pe Life Aiuri. Sun și confirmă. Deci ce zic eu? E adevărat, frate, 100 la mie, adică nu mint. Nu știu cum. A ieșit pereți așa, frate, atât am băgat de la aia încărcătură. Băi, atât, nimic. A băgat, bă, eu mai aveam un pic și mai făceam două rânduri de fașe din aia. Băi, frate, ce ai, mă, am înnebunit. Bă, uite așa, a trecut 10 zile. Băi, voință să ai, mă, frate, să mergi la lucru. Hai să zice Antoane, s-a supărat familia, frate, auzi și aia ce am făcut, bă, acolo că am luat alea. Nenorocitule, că am crezut că ai plecat la lucru și tu ai făcut belele. Băi, suna ăla în continuu, amenințări, eu l-amenințam, bă, mie n-avea ce să fac ăla, că eu îi activam anturajul imediat și îl luam pe sus. Ce să faci, mă? Băi, Florine, dar nu era vorba de amenințări, era vorba că își vroia omul lucrurile înapoi, mă înțelegi? A dat și el bani pe acolo. Eu le vândusem, de unde dracu lucruri? Vrei să te mint? Le-am vândut, mă, le-am dat și de unde. Salutări la Alesia Iancule. E bun robotul. Băi, frate, dar n-am luat eu robotul ăla, mă, de la morții. Eu am luat scule, mă, cum trebuie. El tot o ținea cu robotul. De unde, mă, Iancule, robotul? Nu mai e, tată, nu mai e. A, Dobrican, zice, a, da, Dobrican, tu ești intermediar, cred. Cred că tu ai fost la cununii civile. Când vorbea, mă, frate, Dobrican, de cununii, Iancule, nu știu ce vorbea de nebun aici. Și uite, mă, frate, băi, am zis o mare poveste, într-adevăr, în fiecare zi. A fost o vacanță mare, deci pe bune, băi, în fiecare zi era o vacanță mare acolo. Acolo, dacă era o cameră ascunsă, eu nu știu, cred că 9 milioane de vizualizări. Miliarde făcea, băi, ceva incredibil, mă, frate. Ce dracu, eu așteptam din prima zi să plece ăla de șantier. Bă, nu știa să fac nimic, mă, frate. Ia tot, ce să... Eu tot după furat, mă, uitam, zic sincer. Ălălaltul care era cu mine și ăla era genul ăla, dar ăla când era din muncă era harnic într-un fel sau altul. Mai multă la muncea. A, da, când le aducea pe toate, zicea, bine, mă, și acum ia-le de aici. Ce știam eu, mă, nu știam eu, mă, nimic. Ce să știu? Aiure. Băi, frate, mă, săracul om, îți dai seama, și-a vrut. Băi, i-a mai dat malaxorul ăla. I-a zis, hai, mă, tată, vină și ia-ți malaxorul. Și lasă-mă pace cu munca ta și cu arbaitul tău, că nu mai sunt curios. Băi, Antoane, că nu se face, băi, Florine, nu îmi zice Antoane. Băi, Florine, că nu se face, că n-am făcut noi, tată. Să mor eu dacă am făcut noi. Băi, dar zici, doar am văzut, frate, că Michia s-a dus la a dat cu cotul pe mașină când tu ai vrut să deschizi. Cred că atunci ați luat voi tot, că nu cred că ați fost noaptea pe acolo. Bă, care noaptea, mă, dar ăia nu s-a casa acolo, ești nebun. Băi, noi n-am recunoscut nimic. Băi, Florin, s-a spart casa. Păi și cum s-a spart, mă, casa? Zice, bă, să mor eu, ușa, avea ușă, a fost luată la picioare, băi, se vede picioare. Nu știu, tată, n-am fost noi, cred că a fost hoții după noi, mă, ne-au urmărit. Păi și malaxorul, păi a rămas, frate, n-ai zis ca să-l luăm și a rămas, am uitat să ți-l dau la bar. Păi cum că ai vrut să-l dai la bar și Mic i-a zis că nu l-ai luat? Băi, cum o dădeai, nu o dădeai bine, mă, frate. Și uite așa cum a fost eu la lucru, frate. Ți-a dat drumul la nuntă.
A, el e cu nunta, frate. Uite așa, ia să-l sună. Băi, ai văzut povestea, mă? Nebunul cred că a văzut-o, mă. El a stat acolo, ce-o vezi? Ia, povestește. Nebunul, dracu, și ăsta. Ia că povestește pe aia cu tencuia, mă. Îl întreb, băi, ai văzut o poveste? A, că i-a dat și numele Maștet, s-a fugit. Ce-o fi zis? Mamă nebună a dat nume. Da, bă, frate. Și uite cum am fost eu la loc. Ce dracu o să iasă? Îți dai seama ce ești acolo? Nu știu aia, frate, dacă a făcut vreo plângere, dacă n-a făcut, nu știu, sincer să fiu. Eu? Nu știu. Dar dacă era altcineva, făcea, frate, plângere. Li s-a spart casa, li s-a luat scule, li s-a luat de la aia din casa altele după acolo. Să știa că tu ai fost acolo, ai lucrat. Adică, pe bune, făcea o plângere, imediat te afla. Nu m-a mai interesat pe mine, mai ales că eu în 2008, nu, în 2009, eu nici nu aveam probleme. Totul la mine a început din 2010. Venea garda, venea percheziții, venea din alea, dar nu avusesem probleme cu legea. Știi ce zic? Bă, nu avusesem. De ce a rămas mă ăsta în gură? Iancule, povestea cu munca mea, bă. Când am fost eu la lucru. Băi, când am fost eu la lucru, Iancule, m-a pus ăla să te încuiesc. Ce să te încuiești, bă, băiatul? Ia uite-mă cum încadă ăsta pe aici. Ce să... Altă muncă n-ai? Băi, Iancule, bă, tu m-ai adus la moară sau la ce dracu m-ai adus tu pe mine aici? Păi, de ce? Păi când am văzut motorul ăla, îți dă-l dracu, bă, ia uite. Bă, un motor din ăla a pus el pe mașina aia de tecui. Bă, la fel ca aia din poză care am pus-o acolo, e la fel mașina, ești nebun. Roșie, așa, culoarea aia. Ne-a dat drumul să vezi cum arunca material. Am zis, păi, dar nu tecuiesc eu, mă, tecuiești asta. Eu credeam că trebuia să fac eu. Bă, mi-a dat băiatul bani, dar a rămas și fără lucruri. A rămas din cauza noastră că nu ne-am înțeles cu 100 de euro. Bă, s-a supărat familia iar pe mine. Bă, iar ai luat-o, iar ai făcut belele și acolo, iar te... Nu pot să mă abțin când văd lucruri valoroase, bă, dimineața. Nu prea țari de așa de dimineață. Îți reviști tu pe la 12 euro. Când luai hainele alea de a doua zi murdare... Și nu că murdare. Mariane, te salut, frate. De unde ai membru, Marian? Marian, Marius, mă, ce Marian văd eu, mă, frate? Marius, de unde ai membru, frate? Nu știu, Antoane, l-am primit și eu cadou. Ce vă mai place cadourile? Bravo! Bravo! Bă, frate, să știi că l-ai primit cadou pe bune. Ai fost ales câștigător la tombolă, vezi să bagi 200-300 de euro, dar de ce, Antoane? Că ai fost, ca să accesezi premiul respectiv, trebuie să faci încărcare, dar de ce, Antoane? Pentru că ai primit membru. Dar eu n-am vrut. Păi și l-ai primit. Ai fost ales la tombolă câștigător. Urmează să te contactăm, să ne dai codul. Da, mă, frate, a fost Dr. House, el a dat așa în... A dat o posibilitate, știi? L-am primit pe bune, l-ai primit pe bune, frate, nu ți l-am dat eu. Dr. House a vândut o casă băiatul și a făcut și el un gest frumos, a zis, dă-mi la mai mulți băieți și uite, ai primit și tu și Cosmin. Cosmin a fugit cu tot cu membru, l-a luat așa pe spate, a zis, lasă-mă, Antoane, când a auzit de lucru, nici nu mă mai interesează, nici nu mai mă uit la tine, Antoane, a zis. Da, frate, da. Nu știam că există posibilitatea asta, știi, cu opțiunea aia, nu știam, am uitat și eu pe e-mail și chiar primisem o e-mail, știi? Da, frate, mulțumesc din suflet, zice băiatul, băi, Dr. House nu-l văd acum aici. Probabil construiește vreo casă, băi, dacă îți trebuie vreo unul care te încuiește, te rog, apelează-mă să o dai aici. Da, frate, Cosmin și cu Marius Mania, da. Cu MMO a primit forță. Ce ați? Lasă, frate, facem o cinstic. Băieții sunt cum trebuie.
Cum să fug de la asemenea povești? Păi cum m-am gândit că ai auzit de mult, ce ai zis, Flori, Cosmine, ce ai zis? A, să mă dracu, Antoane, nu zici, zici tu o faptă. Păi uite că a zis și fapta. Tu credeai că doar de lucru a fost treaba. A fost fapta făcută, domnule. Furt calificat, domnule. Băi, Antoane, cum zici tu pe live? Acum 2008. Zici să vină acum să zică, da, Antoane, ce ai, bă, ești nebun la capăt, ți-i inventezi tu, să moară familie. De unde? Zice, da. Gabi Gabriel, salut cu metri. Salut, nașule. Te salut, nașule. Ce faci? Zice, da, dar l-ai băgat și pe ăla, l-ai sunat și a zis numele meu. Ei, el a zis numele tău, n-am confirmat nimic. Ce să-ți facă, frate? Băi, românul ăsta? Păi dacă ți-l descriu, vezi, mă, eu nu vreau nici să plictisesc lumea, frate, să descrii lumea sau, știi? Eu zic așa, mare, de-aia m-am întors înapoi de vreo 2 ori, știi? Eu și cu chestia aia, cu plătitul și cu banca, știi, ne-a dat banii și de la bani a plecat toată chestia cu omul, ne-a dat banii și ne-a zis, băi, terminat și el a plecat, că eu am treaba, a plecat omul și noi am încărcat tot, nu înainte, știi, dar vezi, le-am încurcat. Problema care este? Bun, băieți, înțeleg, adică o înțelegi, nu? Nu că ar fi o problemă asta. Uite că m-a sunat nenorocitul. M-a sunat nenorocitul. A, nu, am primit mesaj și a zis că acum e disponibil. Vorbea și el la telefon, prietenul ăla meu. Băi, românul mare, mă, frate. Ai mare, românul, mă, că ne lua ăla pe amândoi. Bă, dar era calm din ăla, era genul ăla periculos, calm, calm. Și când te lua ăla, sărea în sus, știi? Nu ai bighidii pe lângă el. Bă, nu ai bighidii, mă, gândește că eu cât aveam? 19 ani. 19 ani avea, că la 20 de ani a fost arestat cu jaful ăla. În 2010, la un an, am fost arestat și avea 20 de ani, aveam 19 ani atunci. Probabil nici 19 ani nu făcusem. Dacă nu mă înșel, nici 19 nu făcusem. Că aveam zi, da, cam 19 ani. Ăla mare, frate, se mare, mare. S-a uitat la noi, vreo, bună dimineața, zice, salut, hai la muncă iar, hai la arbat. Ai, că ți-o venit dura când ai să plângi. A venit dura. Ce dracu? A zice Antoane, cadou de la doctor Antoane. Două câștigători la tombolo. Da, frate, doi câștigători la tombolo, cadou, da. Antoane, când vii? Stuttgart. Nu vin la Stuttgart că să moară familia, măcar că e urât. Am belea acolo, frate. Pe bune am belea acolo, jur că am belea acolo. Ai plecat cu țipla. Cine a plecat? Bă, tu ai rămas în urmă sau eu am rămas în urmă? Stai, mă, frate, că eu, probabil eu am rămas în urmă aici. Băi, Dobricane, cine pleca, mă? Dă-mă, frate, vezi că ai dat în urmă telefonul, mă, frate. Ce zic eu și ce zici tu după aia? Poate zice de Marius, de Marius Manea că a plecat cu țipla. A plecat de mult, Marius. El nici nu a știut că... Băi, vezi că ai greșit mașina, Marius. Ăla ai vrut să te urci la prietenii tăi și aia te-a dus direct la treabă. Antoane, de ce amen, bro? Te-a dus oamenii la treabă, frate. Nu știu. A zis, hai să facem bani, lasă asta, Mariuse, că facem noi după aia, că mai stăm un pic, că le analizăm, lasă asta, hai. Hai repede, acum bate fierul cât e cald, a zis băieții. A zis, doctor, haide. Uzi, că doctor House. Doctor Havus. Băi, Antoane, că n-ai zis și tu o faptă. Da, mă. Băi, frate, într-adevăr, băi, cât de rău ai fi, băi, ai tu, cum să spun eu ție, ai tu, ba, nu e vorba că să remușcări, dar câteodată vrei să-ți faci familia fericită sau te duci așa în pis de la spate, dar te încerci și vă câteva zile la lucru, zici, dă, mă, să văd, merge, nu merge. Mai ales când ești beginiu, când ești tânăr, zici, dă mă frate, să văd dacă e cum trebuie acolo. Vezi că nu e cum trebuie, dar când vii acasă, ce zice familia? Au, ce, bravo, cu minte. A ținut 10 zile. Băi, n-a ținut 10 zile, a ținut tot miracolul ăsta, 10 zile a ținut. Și când s-a terminat miracolul, direct cu probleme s-a terminat. De a zis,
A zis tata, mai bine stai acasă decât să-mi faci din astea. A venit ăla, mă, pe la ușă, pe acasă, pe la mine. Băi, nu te gândi, mă, că eu dacă nu zic așa sau dacă nu pare. Băi, a fost tămbălău, mă, ce dracu dacă spun. A venit omul, frate, băi, dă-mi spune-le, nu dă-mi spune-le. Ce dracu, a venit ăla după mine și pe bune. Băi, frate, ce zici? Ia zi, a luat malaxorul sau nu a luat malaxorul? Zice băieții aici. Băi, frate, când am luat ălea, mă, când a, după cine a dat banii ăla sau când am luat banii? Cum dracu am făcut? Ne-a dus banii. Ne-a dus banii, nu? Ne-a dus banii în șantier și lăsa pe noi să terminăm și el a plecat. Așa, mă, că a zis bine. Ai urmărit? Da, mă, da. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Da, mă, cu bani. Și când am vrut, ai vrut tu, zi, am vrut eu să-i dau ăla, să apăs pe buton, să deschid și tu cu cotul. Ba, m-ai închis, înțelegi? Mamă, și aparatul de sudor era, hai, nu mai vorbi când iau ăștia, hai, ne auzim. Da, mă, dar am vrut să luăm și Fordul ăla, mai avea un pic și luam și cu ăla, betoniera, a zis, dobrecat de betoniera. Bine, frate, hai să te sun imediat, în 10 minute, dacă îi bem o cafea. Dacă vrei, hai la mine. Pui brișca, n-are nimic, dă-o dracu de brișca. Haide! Ha! Hai că închid și eu, că e târziu. E târziu. Bun, bă, fraților. Hai să zici, Antoane l-a confirmat. A confirmat, pe bune. Nu mint, mă, eu, hai să zici, bă, Antoane, minți. Ce dracu, mă, eu nu mint niciodată nimic. Să mor, eu m-am să uita băiatul pe live. Ar fi aiut. Acest live trebuie tratat ca atare, este un pamflet. Persoanele și locurile sunt fictive, mai ales locurile. Locul, fapte. E fictiv. Băi, frate, e un pamflet, am vorbit cu băiatul înainte și i-am zis, băi, te rog eu frumos, zi și tu ca bine, băi, înțelegi tu ce dracu, n-ai mă ce să, băi, frate, pe mine ar să zică mulți, i-au zis nebuneala lui ăla, băi, n-ai ce să faci, mă, cine să vină de la cine, din România, zic, băi, Antoane, ai furat malaxorul lui românul aia, mai iurea, da, dar îți vine din Italia, că bagă ăștia aici și ce, pamflet, 2008, tată, băi, Antoane, dar ai zis că nu se prescrie. Nu există plângerea. Punct. Și dacă ar fi existat plângerea, nu există NAMM-ul acolo sus. Păi mă, frate, eu-s calculat, știu ceea ce fac. Bă, Antoane, că te legi singur, niciodată. Că dacă nu mă legam cu 250 de milioane de povești, mă legam până atunci. Băi, vă salut pe toți. Am făcut doar așa pe bune. Am făcut doar așa, aveam povestea asta în cap așa. Am zis, bă, o fac pe live cu băieții. Cu băieții calificați, domnule. Nu merge, nu vezi, o, mai cum trebuie. Și care e fără membru și ăla cum trebuie și îl respectăm și așa și el încet ce nu-i vorba de asta. Băi, vă mulțumesc la toți de prezență. Fratele vostru vă respectă, nu vă apucați de, de maestru dacă nu știi să fii maestru. O, poți, mă, frate, să te duci să încurci lumea. Îi zicea, Antoane, ai încurcat lumea. I-am încurcat să moară familia, le-am luat și banile și spune. Bă, nu-s mândru, nu se face din astea, ar să zică vreo unul. Mai stai, Antoane, vine nebunul și ăla e nebun să moară familia mea dacă nu e nebună. Hai să zici, băi, nu, că trebuie să mai ies, frate, și eu, pe bune, că trebuie să mai ies. Bă, vrei să te mint, am intrat în casă și am venit pe bune să fac live-ul ăsta expres și ies iar afară. Mai alerg și eu pe acolo, pe acolo, nu vezi că nu-i... Băi, dobrecane, bă, e greu, bă, frate, tu nu știi că... Nu-i ușor deloc. Antoane, mersi pentru seara mea. Băi, frate, nu-i vorba, frate, Cosmine. Nu-i vorba, frate, că... Asta-i povestea. Vezi, eu nu am talent. Îți zic sincer. Ai zis, băi, Antoane, tu ieși. Băi, eu nu-s cu talente, cu din alea, cu... Nu am, frate, talentul a povestit. Dar îmi intru în poveste, știi ce zic? Îmi intru acolo. Sunt băieți care mă respectă pentru ceea ce sunt ca om. Eu îi respect la fel. Nu o să nici dau sfaturi, nici vreun... L-am auzit pe unul. Auzi ce a zis, mă, era. Influență. Mă, să moară familia, bă. Tu știi ce înseamnă influență? Mă, trebuie să ai dinții în gură, să moară familia mea și să te copieze lumea și când te îmbraci. Dar în fine, trece la altele. Dacă, ca influență, dacă spui o brățară la mână, să ia 7 milioane de oameni după tine. Ce trebuie cu influență? Vorbea ăla, fraierul ăla, mă, care i-a dat raport. Influență. Ai zice, Antoane, iar vorbești. Băi, când i-auzi să mură, dacă nu... Băi, tu ești
faci și tu două vloguri ca să iei 32 de euro și vorbești cu influencer. Ai zis, băi, Antoane, lasă-i pace. Dai, lasă să moară familia, da? Să vede urât, influencerii, altă lume. E altă lume, mă, frate. Înseamnă altceva. Te rog frumos să te informezi ce înseamnă influență. Influență că se ia lumea după tine, la comportament, la fapte. Ce treacu să ia cine să ia după aia? A, bine, fiecare își dă gradele lui, fiecare... Mă, uitam așa, m-am spicuit pe acolo și când am influență. Băi, nu pot să dau nume, că îmi dă din alea. Bam, 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 plângere penală la pușcării, la ăsta, la uz, la YouTube. Băi, vă salut pe toți cu respect. Vă doresc o seară liniștită, fraților. Dați-i drumul la lucrări din alea periculoase. Băi, Antoane, că dacă știi vreo lucrare, nu știu nicio lucrare, nimic. Nu știu nicio lucrare, nimic, dar... Cert e că dacă nu ești maestru, nu-i bine. Nu-i bine, încurci lumea. Băi, nu știu dacă s-a blocat sau nu. În fine. Mai zi una de pușcării vere. De pușcării se moară familie. Ce să zic de pușcării? Nu prea... Am fost, dar puțin. Antoane, cât ai? A fost și eu, mă, frate, pe la pușcării. Eu știu să mă compor la pușcării. Ce să fac la pușcării? Da, o dracu, mai stăm afară. Ce dracu să fac la pușcării? Ce să zici de pușcărie? Că au fost zise atât de multe, de nici nu mai știi ce să zici de pușcărie. Băi, nu mai știi efectiv ce să mai zici. Eu am înțeles că lumea vrea de pușcării. Dar ce să mai zici, frate, că a zis toată lumea de toate pușcăriile posibile și imposibile. Eu am fost la din alea ca lumea, n-am fost la... unde nu era ok. Am făcut pe aici, pe afară. Puțină, nu multă, că vezi tu ce-i mult strică. Și aia care am făcut-o m-a afectat. Să ne burda, păi să faci multă. Să ferească Dumnezeu pe toată lumea. Numai acolo să ne ajunge. Supărat într-un fel, v-am zis de la început că am pe cineva care a avut o problemă foarte apropiat. Mie mai foarte apropiat, când zic foarte, foarte. Și uite-mă că sunt încă pe live și am făcut povestea asta și asta denotă că fratele vostru are respect. Băi, vă salut pe toți. Să aveți grijă de voi și sănătate. Asta e cea mai bună. Că banii dai dracu, vine. A, sunt, mâine nu mai sunt, ne învățăm noi și cu banii. Noi suntem învățați cu banii de mult. Problema e că nu prea stă pe la noi. Asta e. Dobricane, te salut, frate. Cosmine, băi, vă salut pe tot. Pe toți care, și care vizionează acest pamflet. Te salut, Dobricane. Te salut, frate. Bun, gata, am ieșit, fraților.